Și bine v-am găsit în această minunată zi de primăvară, după cum spune. Vă mulțumesc că ați venit la lumea SEO PPC, la ediția dedicată mobile. Am decis anul acesta să facem oarecum o ediție în oglindă cele de anul trecut, când am considerat mobile ca segment de sprint. Acum, 12 luni mai târziu, vremurile s-au schimbat un pic, traficul de mobil la depășirea de desktop și mi s-a părut normal să numim această ediție Mobile First. Câteva informații de ordin administrativ. Numele meu este Dan Pandrea, din partea Web Digital. Voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Aș vrea să mulțumesc sponsorilor care ne susțin în continuare, și anume Conversion, Binescu.ro, Digital evident, Performance, Retargeting și Digital Workforce. Avem trei speaker pentru voi în această seară și vă încurajez să intrați în vorbă cu ei, să le puneți întrebări, pentru că la final puteți câștiga una dintre cele două sticle de vin de la prietenii noștri de la Binescu.ro. Speakerii din această seară vor fi Alexandra Tănasă, Digital PR și Content Marketing la Vertify, Andrei Costescu, care este CEO și founder în spate acolo la M-Ready, și Mihai Apetis, CEO and founder la Vertify. Bun, acestea fiind spuse, un speaker să ia cuvântul, da, chiar tu. Un efect dramatic, am uitat din spatele cel. Da. Andrei Costescu, M-Ready, bine ai venit. Asta-i pointerul, suntem de plus. Imediat. Asta-i primul panel ăsta? E al doilea. Adică, păi trebuia să începem cu mobile, fără să fie și primul. Am dedicat prima ediție la viziunilor. Ah, ok. Și după aceea, prima previziune mobile first, corect? Mobile first, exact. Sunteți de acord cu trendul ăsta? Da. Mă, mobile mai înseamnă ceva? Mai e ceva. Prezentarea mea de astăzi, culmea, vorbește despre altceva. Este vorba despre the post-app era. Despre era ce se întâmplă, sau cum hai să zicem ceva și mai dramatic. Apocalips. Bine? Te facem așa? Toată ideea e că, de unde pornește prezentarea, la ideea e că avem atât de multe aplicații și până acum contentul ne credeam doar că să trimitem content către utilizat. Cât timp oameni spuiți? O să vorbesc cu oră. O zi? Două. Bine, ok, vorbim. Credeam că singurul mod în care putem să trimitem content către oameni este prin aplicații. Și era nebunia aia cu aplicații. Dar o să vedem un pic că lucrurile s-au cam schimbat și am cam obosit să instalăm aplicații, să vedem cum. Două, trei cuvinte despre mine. Pasiunea mea despre mobile, nu știu, a început undeva în 2003, chiar 2001, dacă nu mă înșel, când am văzut prima oară un PDA al negru și am zis, nu cred că poți să ai un calculator în mână. Și mi s-a părut absolut fascinant. Și acolo, pe vremea aia, nici nu existau, deci și-a apărut și primul telefon Java, cu Java în 2003, care era la el. Am zis, wow, pot să scrii pe telefonul sau să facă ceva, mi s-a părut absolut incredibil. După aceea, în 2005, când am terminat liceu, am zis, mi-am fondat prima companie care avea de gând să facă aplicații mobile. Ok, nu mai erau telefoane la negru, aveau 65.000 de culori, dar tot nu erau smartphone. După care, mă rog, insert o grămadă de chestii fierii pe care o fac eu. În 2011, ca să facem fast forward, a fost fondat M-Ready. M-Ready fiind o companie dezvoltatoare de aplicații mobile, care nu face doar dev-ul, mai degrabă product, face de la partea de concept, partea de strategie, partea de creație de UX, partea de UI și după aceea dev. Bun. Adică, ce vreau să dovedesc că aici, în vorba autorului, i-am vrut să dovedească că sunt pasionat de multe vreme. Știi? I eat, sleep, eat. Nu am zis deja, sweat mobile. Și mi se pare pasiunea mea numărul 1, pentru că este absolut fascinant să ai un device care tot timpul cu utilizatorul tău, să poți să-i trimiți content lui și este atât de personal și de intim. Îmi dai telefonul tău să mă uit în Facebook-ul tău? Nu. Vezi? Prima oară. Nimeni nu face asta, deci pentru că e atât de intim pentru noi. Și sunt câteva secrete pe care aș vrea să vi le împărtășesc din anii de experiență despre asta. Primul lucru este să vedem un pic de evoluție, ca să ne dăm seama unde suntem astăzi, să vedem un pic cum e într-un context mai mare, cum e într-un context istoric. Pentru că altfel luăm ce e acum de-a gata, fără să apreciem, de fapt, cum am ajuns să fim manipulați de telefoanele mobile. Ce a făcut foarte tare telefonul mobil este că, în primul rând, a scăzut frustrarea pe care noi o aveam cu tehnologiile existente. Gen, telefonul ăla fix, cine a prins telefonul fix? Cu cablu? Ok, mai țineți minte ce nașpa era când tu vrei să te uiți la televizor să vorbești și la telefon?
curate. Și noroc că au apărut astea care sunt mobile și poți să vorbești și din sufragerie. După care, sigur, s-au dus și afară. Adică poți să vorbești de pe stradă. Ok, acum nici nu se mai pune problema de așa ceva. Cine mai are fix acasă mâna sus? O persoană, dar cine numărul de telefon? A venit cu internetul, nu? Exact. Deci a ajutat foarte mult să scadă frustrarea cu tehnologia, de partea de comunicare. Mai țineți minte că să dăm un telefon în străinătate, trebuia să mergem la poștă? Da? Era frustrant să faci treaba asta. Și acum, de când erai pe mobil, câte lucruri nu s-au schimbat? Pe lângă asta, păi frumos să lucrezi la chestii pe calculator, dar aș vrea să lucrezi și în metro. Și parcă cum e așa să iau desktop-ul cu mine sau laptop-ul cu mine, poți direct de pe telefon. Asta e primul lucru. Al doilea lucru pe care l-am făcut, deci asta e pe partea de decrease. Vorbesc prea repede? Bine că am înțeles că am doar o zi la dispoziție. Ok. Pe partea asta, vorbesc prea repede? Nu. Mai repede? Pe partea cealaltă, ce-a făcut? A crescut enorm gradul de accesibilitate și personalizare a tehnologiei. Și nu mă refer la personalizare, dar putem să ne schimbăm ringtone-ul și putem să ne facem background-ul cu iubitul, iubita, copila, pisicul, pisica. Ci mai degrabă că telefonul ăla e despre noi și a devenit ușor, ușor despre noi. Și iar acum, acest device pe care îl aveți, nu numai că e despre tine personal, dar are și cele mai confidențiale date din viața ta, are și datele tale de carte, are absolut tot. Iar accesibilitate, gândiți-vă că până și bunicii noștri folosesc un telefon mobil, corect? Bun. Și un lucru care părea foarte imposibil de făcut pe vremuri gen Photoshop, acum poți să aplici un filtru de Instagram. De asta poate chiar aici. Bun. Dacă să luăm istoric, au fost câteva faze. Aia era cealaltă numai să... De ce eu mai pricus pe urmă? Vorbește de WordPress, dacă e nevoie. WordPress pe mobil, se poate. Bun, prima fază, cum îi zic eu, a fost așa, mezozoic cu evoluției mobilelor. Atunci când puteai să faci apeluri și să primești apeluri de oriunde ești. În primul rând era wow pentru momentul ăla, duceți-vă aminte cap. Pasul 2 sau tot pe acolo, puteai să scrii texte. Puteai să scrii texte, adică mai trebuie să scriu scrisori, nu mai trebuie să mă duc la Telex, wow, sau e-mail-uri. Voi ați plătit vreodată abonament doar ca să aveți acces la e-mail? Da? 90-92 eu puteam, mai eu. Plătea, nu știu, era $10 pe lună ca să ai acces la mail pe 33 de kilobits pe secundă mod. Super genț. Sau nici măcar 12, 4600. 2600. În faza 1 aici, după ce am evoluat de treaba asta, ca să facem un pic față de până același lucru, s-a întâmplat un mare lucru în evoluția ce înseamnă mobile și cum am ajuns noi să fim manipulați de mobile. Deci asta este o piatră de temelie. Cel mai important lucru a fost că ai putut să-ți schimbi deodată ringtone-ul. Asta a fost pasul 1 al evoluției, pasul 1 al personalizării. Pentru că toată lumea după aceea își schimba ringtone, plătea bani pentru ringtone. Avea ceva bani pentru un ringtone? O persoană, de obicei, două persoane, așa. Deci de obicei este 1-2%, deci aici deja sunt 30%, nu, 15%. Un prieten a făcut un mega bani vânzând ringtone-uri cu manele în Spania. Eu aș vrea acum să inventez un business nou. Alarma mea de dimineață este Floricica Dansatoare, cunoașteți? Vă rog, deci este absolut minunat, da. Este absolut minunat. Mă trezește cum nu poate nici mai să fac. Bun. Al doilea lucru este să-ți personalizezi. Deci tot în etapa aia a început aia cu personalizarea wallpaper-ului. Era calul negru wallpaper-ul, dar puteai să-l personalizezi. Bun. De ce zic că ăsta este etapa numărul 1 în ceea ce însemna trendul ăsta de personalizare? Că în sfârșit puteai să faci device-ul ăla care arăta la fel și destul de nașpa și mare și butucănos. Puteai să-l faci al tău. Cu acest mic lucru. Asta a fost la partea de personalizare de film. Dar după aceea, în faza a doua, a început evoluția tehnologică. A început să poți să faci niște poze destul de proaste cu camera. Și unde are frustrarea, mai trebuia să iei vitai aparatul foto cu tine, care pe vremea aia, apropo, încă mai avea film. Bun. După care, ăsta este, de fapt, milestone-ul cel mai important, ai început să te joci jocuri. Și în partea de evoluție tehnologică, cred că sunt cele două, personalizare și tehnologie. În partea de evoluție tehnologică, faptul că ai început să poți să te joci niște jocuri, atunci au început telefoanele mobile să evolueze enorm. Ca performanță. După aceea ai putut să folosești niște aplicații, după aceea ai putut să folosești foarte multe aplicații, după aceea acum ajungi să mai folosești în drum. Iar astăzi, telefonul ăsta mobil ajunge să fie parte din calculator cu tine. Și mai mult decât atât, nu mai calculatorul unde muncești tu, ci și parte din sufrageria ta. E televizorul tău cu tine. Cine s-a uitat ultima oară la Netflix de pe televizor? Televizor? Două seriale pe aceștia. A, ai Netflix Pro? Ah. HD?
Bun. Dar v-ați uitat, nu e așa că v-ați uitat mai mult la Netflix de pe tabletă sau de pe telefon mobil? Nici măcar nu mai avem nevoie. Plus că eu nu pot să-mi țin televizorul la pat. Deci, e prea, așa telefonul îl pune acolo așa frumos în pat și pot să mă la Netflix, zic ok, e bine. Bun. Deci, după care, după ce s-a întâmplat treaba asta, ajungem în ziua de astăzi. Și în ziua de astăzi, ne întrebăm, dar ce calculator, ce televizor, nici nu mai simțim neapărat nevoia. Cei care sunt digitally native sau cum se zice, nici nu cred că o să aibă prea mult nevoie de calculatoare. Pentru că deja interacțiunea se face altfel. Deja este imposibil să concepi să ai un device de ăsta atât de mare care se face așa. Înțeleg? O să evolueze și mai mult. Dar după aceea, o să ne punem întrebarea, că de fapt asta e toată vorba cu apocalipsul ăsta, dar despre ce aplicație e vorba? Ce aplicație? Și acum ne punem întrebarea, dar ce televizor? Pentru că n-am avut niciodată televizor acum, sunt pe telefonul meu. Și după aceea o să ne punem întrebarea, ce aplicație? Că parcă nu am avut niciodată aplicație, dar cum înțeleg cu telefonul meu mobil? Pentru că, așa cum zic aici într-un mod romantic, app honeymoon-ul ăsta începe să se ducă papa să vede. Și nu mai te îndrăgostești. Ai vrut după aceea iubești, după aceea... Și s-a dus dragostea. Dragostea durează 3 ani. Și închipuiți-vă exact ca într-o relație funcționează lucrurile. Și la început, îți dorești așa de mult? Da, doreai foarte mult să ai aplicații mobile, dar ghiși ce n-aveai smartphone. Exact. După aceea, în sfârșit, ți-ai primit și tu un smartphone și ai început să downloadezi obsesiv lucruri. Și ca într-o relație, s-a întâmplat și voi treaba asta. Știi când te duci cu fetele sau cu băieții și zici, băi, ce iubit mișto am acum. Așa făceam noi cu aplicațiile mobile. Uite ce aplicație șmecheră am găsit. Ce-am făcut noi băieți afară? Uite ce aplicație șmecheră am găsit. Bine, eu că sunt îndrăgostit de aplicații mobile, dar... Ideea e că avem cu toții astea, ne amintim? Toți am făcut asta. Uite ce aplicație, sau ori voi ați zis-o cuiva, ori cineva v-a zis-o vouă. Instalați aplicația asta? Acum ați mai zis cineva asta? Dacă zice cineva asta, lasă-mă, frate. Bun. După care, pentru că ce se întâmplă? După care am început să vă folosim aplicații, pentru că era boom-ul ăla foarte mare și era obsesia noastră să instalăm toate aplicațiile de pe planeta Pământ. Și care era ți-o știi? Mai fost dezamăgiți de una de aia și nu mai e așa, nu mai încerc orice. Știu să fie neapărat o recomandare, să fie neapărat într-un de el și personalizat. Iar acum ne întrebăm dacă chiar are nevoie și în cel mai rău caz avem doar One Night Stand-uri cu aplicațiile mobile, care de fapt durează 3 secunde. O instalăm, durează mai mult să o instalezi decât să te uiți la ea, să te prinzi dacă vrei să fii cu ea sau nu. Deci un fel de filme, da? Deci cam așa s-au dus. Nu mai avem nici măcar răbdare. Dar e corect. Așa funcționează și o relație. Și mergem mai departe. Da? Toată ideea e că nu e chiar așa apocaliptic. În momentan sunt 2,5 milioane de aplicații pe Store, pe App Store, la Apple. Și în 2020 o să fie 5 milioane. Și mă întreb, ok, cum o să fie atunci, dacă acum e așa? Și din toată istoria asta, din tot ce v-am povestit până acum, au început să apară niște trenuri. Și sunt niște trenuri pe care le zic non-app. Nu le mai zic post-app, le zic non-app. Primul și cel mai important, este ăsta de app fatigue, cum îi zic eu. Și ăsta este trenul numărul 0. App fatigue înseamnă că am obosit să instalăm aplicații, ceea ce vorbeam și mai departe. Și din cauza acestui tren, s-au dezvoltat și celelalte trenuri. Care va cu el, că dacă nu mai folosim aplicații, brandurile nu mai au cum să ajungă la consumatorul. Dacă consumatorul nu mai folosește aplicații, nu mai poate să fie susceptibil la niciun mesaj la absolut nimeni. Și așa mai departe. Dar noi ca oameni, deja ați văzut cum am fost manipulați până acum. Noi nu renunțăm la telefonul nostru mobil. Într-adevăr, ne dorim niște aplicații să nu mai puzi atât la cap. Iarăși, pisălogul ăla care zice să spăl vasele fiecare seară. Ne dorim aplicații care să ne cunoască mai bine și să ne dea informații atunci când avem nevoie, corect? Și așa mai departe. Dar nu vrem să renunțăm la telefonul mobil. Și știți de ce a pus Nokia ăsta? Cine a avut telefonul ăsta? Eu sunt sigur că nu l-a avut. Ok, dar știți ce? Am o șansă, îl cumpăr acum. Pentru că urmează să fie lansat într-o lună. Acest telefon urmează să fie lansat într-o lună. Cu o săptămână au anunțat cei care au achiziționat la Nokia că urmează să lanseze telefonul. Deci eu să fiu primul. Eu abia aștept ceva, un telefon, dacă are bun cu tigărul, un telefon, să mai aibă toate funcționalitățile, dar în același timp să mai fiu în contact cu oameni, să mai pot să fac ceva. Dar atât, nu mai vreau notificări. Bun. La început abia așteptam să ne buzie telefonul încă un SMS, nu? Dar aveam bani de SMS-uri, acum parcă pe totul măcar nu mai convine nimic. Bun. Ăsta e trendul zero, că de la asta pornesc celălalt. Cât timp mai pot să mă plângesc? Nu știu cât timp am. Mai, am început un pic mai târziu. Când cască prima persoană, da? Atunci. Da. Bun. Trendul 1. AI Assistance. Cine are smartphone, aia știe. Ăsta este primul trend de care vorbesc. Au început asta și au început acum vreo 2 ani de zile, 3 ani de zile, nu mai știu când a lansat Apple. Și a fost de Siri, era destul de proastă pe vremea aia.
nu știa să zică mare brânză, oricum aveai și tu parte telefoane, dar tu nu înțelegeai, ăla nu era AI assistant, adică nimeni nu înțelegea de ce Siri vor să chestia asta care îi spun call baby. Ce? De ce? E același lucru. Dar de fapt, Siri ce făcea și noi ne prindeam poate ca e un consumer în momentul ăla, Siri procesa totul în cloud. Siri deja știa ce preferință ai, la ce oră, în ce moment, cum vorbești o engleză, cât de prost o zici, ce lucruri cauți, ce alte interese ai și eu nu pot să ți le dau și eu și Siri nu știu să răspund. Și acum Siri e destul de inteligentă. Și ce se întâmplă cu ei, asistenți ăștia? Și avem aici așa, avem Siri pe telefonul mobil, avem Alexa pe care poți să ții în casă, să nu ții în birou. E foarte deșteaptă, știi să pună vreme. Avem Google Now, care mă teoretic îți controlează și chestii din casă. Avem o cărămadă de Cortana, mă, te văd și tot numai. Care e faza aici? Asta mai fac ceva. Și e un trend existent. E tot mobile. Pentru că tot de pe telefonul mobil inițiezi conversația și tot pe telefonul mobil o consumi. Ideea e că acum ce se întâmplă cu AI-urile astea în sistem, tu poți să-ți integrezi contentul la el. De exemplu, dacă ați fi un site de știri, să zicem, ai putea să te conectezi la Siri când îi spui, zi-mi și mie știrile de astăzi, Siri să ți le spună paralel pe site-ul tău. Sau să-ți preia și contentul tău. Pentru că lumea nu mai are răbdare să caute, lumea preferă ceva query. Și lumea a început să aibă încredere în Siri. Cum a început, care îmi pune să avem încredere în telefonul mobil. Nu te-ai fi trezit, dar dacă zice telefonul mobil, trezește-te acum că altfel îl întârzi, că faci 20 de minute până la întâlnire, zici, ok, și poți mai departe. Și noi începem să avem și mai multă încredere în Siri, așa că dacă știrea noastră, informația noastră ajunge la Siri, lucrurile merg mai bine. Bun. Mergem mai departe. Trendul 2, instant content. Ați văzut faza aia cu instant articles pe Facebook și amăgurile pe Google. Deci Google, oricum, cu amăgurile alea e foarte cel mai nesimțit om de lume, pentru că, într-adevăr, le promovează nerușinat, adică content destul de prost, dar care e amp, e sus. Nu știu dacă ați făcut un test pe. Deci eu fac, mă rog, căuți un mobile ceva mai interesează și observ treaba asta. Adică site-uri care sunt de speța a doua sau a treia sunt primele în fața site-urilor numărul 1. Sigur, e cam agresiv, dar merge. Genul ăsta de interacțiune se pare că cu 66% mai bună în conversia de click-uri. Acum nu știu care este benchmark-ul ca să fie cu 66% mai bună, dar aparent e mai bine. Și ei o să se tot insiste pe genul ăsta de instant content. Noi nu mai avem răbdare acum să încărcăm o pagină care se încarcă. Deci noi vedem linia albastră. Deci dacă este peste o secundă, noi nu mai avem răbdare să o încărcăm. Dai X pe Facebook. Asta este partea pe care am intuit-o ăștia. Noi nu știam vremea aia. Dar asta se întâmplă. Dai click, trebuie să ți apară atunci în loc. Prefer să stai mai mult să ți se încarce feed-ul de Facebook, pentru că de fapt tu vezi niște conturi și pe aceea îl încarcă poate mult mai greu de ceva care este jos. Prefer să stai mai mult la un query de Google, dar nu aștepți deloc când vezi contentul unui third party. Deci, instant content. Art trend, instant apps. Se întâmplă și treaba asta. Ai aplicația aici, ai un gif animat. Ce se întâmplă într-o căutare de Google, asta e încă work in progress. Într-o căutare de Google, dai click pe rezultatul căutării, îți instalezi automat aplicația. Îți faci treaba alt. Facebook introduce ceva. Introduce pe zona de jocuri, că de acolo face Facebook foarte mulți bani. Din chatul nostru de Messenger, noi doi putem să ne instalăm un joc și ne jucăm împreună. Fără să-ți instalezi nimic. Cât de fapt? Nimeni nu mai are răbdare să-și instalezi nimic. Pentru că acum noi suntem chiar consum. Încercăm pe asta 3 secunde, next. Nu mai avem răbdare să ne o instalăm pe telefon sau să avem o relație cu acea aplicație. Nu chiar. Bă, nu vreau să zici așa, dar nu plătești pe lume. Că după ce ai zis de se... instant. După aceea, alt trend interesant pe care puteți să-l folosiți este cel care se numește App Bonds. Eu am inventat termenul ăsta, acum nu știu de cum e. Adică add-on-uri pentru alte aplicații. Dacă tu stai să te gândești la locație, ce aplicație instalezi? Și folosești tot tipul apps. Corect? Atunci, dacă e vorba de ceva care are o treabă cu hardware, de ce să folosesc altă aplicație? De ce să intru în Uber, nu poți să-mi comand direct de aici? Dacă eu știu că vreau să ajung în centru vechi la locația aia, nu pot să dau click, long press pe locație și să-mi apară automat de sub review-urile din Yelp, că n-am încredere în review-urile din Google, nu se poate treaba asta. Ba da, acum se poate. Și toate aplicațiile astea mai sunt deschise pentru content, third party care să fie în ele. Deci acum când instalezi o aplicație, nici măcar nu o trendul este, ca aplicația să nu mai fie utilizabile stand-alone, ci să fie utilizabile contextual în alte aplicații pe care le folosim pentru mindset-ul care sunt. Cut. Mai am încă 20 de secunde. Așa, ideea e că aplicațiile se mută în cloud, dar conținutul încă se consumă pe mobil și ăsta este șef. Și de-aia încă mai punem problema cum să facem să fim cu conținutul pe mobil, pentru că numai că acolo consumăm. Ideea e că 68% din conținutul digital se consumă de pe mobil. Mobil însemnând telefon și tabletă, însemnând aplicație și web.
68% și restul consumăm pe desktop și atât. Pe televizor încă nu, dar o să vedem că ajungem și în televizor. Televizorul acum o să fie considerat gen călcoară. Dar vedem cum deci încă trebuie să fim acolo, că e prea mult cont. Și pentru asta însă, eu am inventat acum mulți ani de zile și le folosesc ca principii ale mele în firmă, cele trei principii pentru un mobile experience bun. Și voi cu clienții voștri și voi când aveți ideile de mobile, să luați pe astea în calcul. În primul rând, mobile-ul este intim. Asta înseamnă două lucruri, intim și personal. Înseamnă, în primul rând, că nu mă frecă la fac cu notificări toată ziua pentru veteștere. Am nevoie de conținut care să fie personalizat pentru mine. Deci dacă nu e pentru mine și pentru toată lumea, deja nu-mi place de tine. Am training-ul meu, am profesorul meu de sport, am, lucrurile sunt ale mele și despre mine ce înseamnă un mobile. După care, mobile-ul ține cont de contextul fizic în care ești. Adică, trebuie să îndeplinești două din cele trei, exemplu. Sau poate chiar pe toate trei. Adică o aplicație are sens să fie, sau un content are sens să fie pe mobil, cât timp are și o treabă cu contextul meu fizic. Gen, sunt în centru vechi, ce aplicație deschid? Deschid o aplicație care mi-arată ceva local. Nu, invers, stai așa. Sunt în centru vechi și vreau să mă duc spre o locație, simt nevoia să folosesc aplicația X. Asta înseamnă că aplicația aia trebuie să ia în calcul contextul meu local în care sunt, astfel să-mi dea o informație personalizată la contextul meu local. După care vine contextul mental. Și le zic eu tot timpul, deci mecanicile pe care noi le creăm pentru aplicații mobile este întotdeauna ia în calcul contextul mental, pentru că noi trebuie să creăm un reflex pavlovian, pot să zic chiar așa, între dorință și click pe iconița mea. Noi toți ne batem pe acea iconiță mică, care sunt o grămadă. E foarte important să creăm acest reflex pavlovian. Simt să dau click pe. Dacă tu simți că te plictisești un pic, nu apeși pe iconița aia albastră cu un fual, bă, da, gata. Dacă simți să, nu știu, să vezi simți să ajungi acasă mai repede, probabil că ești pe aia, neapără cu alb. Și tot așa. Adică diverse sentimente de ale noastre, pardon, trebuie automat să traducem ăsta într-o dorință și după aceea un click pe iconiță. Dacă facem o aplicație de sport, trebuie să ne creeze acea nevoie și acea dorință. Wow! Strategică. Trebuie repede, nu știu, eu vorbesc foarte mult și eu repet. Avem așa. Prima strategie. Ca totuși lucrurile să meargă bine și în acest context post-app. Este să optimizăm pentru mai puțin timp petrecut în aplicație. Toată lumea vrea mai mult timp, mai mult. Dar de ce petrece lumea așa puțin timp? Nu poate mai mult? Petrece deja un minut, este absolut enorm. Un minut deja într-o aplicație, dacă nu cumva este Netflix, unde petreci cu orele, deja este enorm un minut. Înainte toate aplicațiile erau optimizate ca să, știu, contă după mai, erau optimizate să petreci cât mai mult timp. Acum exact pe dos. Pentru că dacă ai 3 secunde să te decizi dacă ștergi aplicația sau nu, e clar că este vorba de viteză. Gândește că vrei să-i salvezi omului timp, gândiți-vă și la voi. Aplicația asta consumă timp pe care aș fi tot petrece în Facebook. De ce stau acum pe aplicația asta? Și contentul trebuie să vină instantaneu. Aici ai și AI-ul, aici intervin și chatbot și mai departe. Deci odată, mai puțin timp să pui informația, dai informația într-un format care se vede absolut instantaneu, cum ar fi video, cum ar fi foto, cu textele alea așa ca de meme-uri, și mai puțin timp de navigare. Și aici totdeauna angajați un designer. Chiar dacă suntem programatori sau inginer, nu avem nicio treabă cu realitatea. Mi-am dat și eu seama, adică ne-am reușit să le fac pe toate, când m-am apucat de antreprenoriat. Mi-am dat seama că, stai, că le făceam pe toate, dar prost. Dar dacă optimizezi pentru mai puțin timp, da. Ai șansele de a monetiza? Primul lucru pe care ți-l faci înainte de monetizare, asta răspund la prima întrebare, da? Vezi că poate nu știu bine. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să creezi acel reflex. Și abia după aceea să monetizezi. Facebook, ani de zile, n-a avut nicio reclamă. Iar acum este cel mai mare pe departe și face bani cât toate industriile de advertising din Statele Unite la un loc. Dar mai întâi te-a făcut să fii dependent de el. Mai întâi a creat acel reflex pavlovian și abia după aceea monetizat. Că uneori optimizarea prematură este ruins everything. Adică poți să ai un time optimization customizat pe segmentarea de clienți? Nu înțeles. Să ai o strategie de time spent in the app, da, diferențiată pe nivelul utilizatorului. Da, dar cred că te duci departe. Dar da, se poate și treaba. Adică tu poți să ai diverse strategii. Dar de cel mai multe ori vorbim de prima oară când ești pe mobile sau prima oară când ești pe bune pe mobile. Și acolo, după mine, contentul nu trebuie vândut din prima. Pentru că noi ne ferim de reclamă, ne ferim de content plătit. Deci să simțim că o șmecherie undeva. Și mai întâi încrederea și încrederea se dă pe dăm intimitate, dăm spațiu, lasă-mă pe mine să-mi creez contextul mental să dau click pe tine. Și după aia fac ce vreau cu tine. Deci, dependența e prima. Ca la drum. Prima e ochi. Bun. După aceea,
Optimize for accessibility. Optimizarea asta pentru accesibilitate înseamnă că lasă pe om să folosească aplicația când are el chef, dar să fie lui accesibil. Multă lume se plânge de ce aplicația mai folosește doar o dată pe zi. Păi e super ok, o folosește tot timpul la aceeași oră. Este fantastic. Deci când văd statistici de asta zic, oameni, tu ești o mină de aur, dar habar nu e. Pentru că dacă este folosită doar o dată pe zi dimineața, este clar că deja se creează un pattern undeva și trebuie să-l folosești pe ala. Nu te duce mai departe să optimizezi, să zici vreau să fie folosit de 3 ori pe zi, așa că mai dau 2 notificări. Nu, o să-ți șteargă aplicația și ai pierdut tot ce-i construit. După aceea mai era ideea asta de be in slash create the flash briefing, ceea ce v-am povestit cu contentul pe care îl ți-l dă Siri, Alexa, Cortana, mă zic, orice întrebare o pui tu, fii acolo. Fii acolo, creează plugin-ul pentru treaba asta și contentul se mănâncă singur pentru că tu nu mai vrei să schimbi. Dar de ce l-ai setat acolo? Mai zic asta, aiurile astea sunt abia la început. În momentul în care tu deja ți-ai găsit, ți-ai conectat prima sursă de știri pe BBC, păi nu o să-mi pun niciodată Europa FM. Pentru că, gata, am pus BBC-ul, îmi zice aia și nici mai știu cum să schimb. Bun. După aceea, try to be conversational. Acum e șmecheria asta cu chatbot-ii. Ați mai zis, te-ai tot pixul, ce era ca sunt chatbot-ii? Mă, acum chatbot-ii sunt cum era Siri cu câțiva ani destul de proști, dar poate da prezintă potențial. Dar să nu se lasă talent să moară speranță, pentru că e foarte mult de lucru acolo. Noi, în limba română, avem o mare problemă. Nu o să avem niciodată chatbot-ii ca lumea. Toată tehnologia de recunoaștere de limbă, limbaj natural și așa, este în engleză. Mama mea, engleză, japoneză, franceză mai puțin și germană. Deci la noi o să fie un pic mai naș. Dar, lăsăm partea conversațională aici. Nu vorbim doar de boți. Vorbim despre ce trebuie să fii conversațional. Dacă mă pui, se pare că nu ai interfață. The best interface is no interface. Nu ai interfață cu care oamenii vor să se joace. Nu este cea cu care dai tu tap-uri pe ecran. Și aia a fost revoluționară dacă nu mai folosești mouse-ul. Acum nu, eu vreau doar să-i vorbesc. Vreau să-i vorbesc, vreau să scriu în aplicație cu care am fost obișnuit. Vreau să scriu. Vreau să-i trimit un emoticon să înțeleagă ce vreau eu. Aici se complică și mai mult lucrurile. Și ideea este prima voastră experiență pe care ați avea-o pe mobile, să o folosiți în ideea de a optimiza și pentru dialog, pentru utilizator. Iar primul pas este exact ăsta, preferințe și feedback. Fără pe om să seteze niște preferințe, chiar dacă tu încă nu ești în stare să-i dai cont de pe preferința lor. Fără pe om să-ți dea feedback. Chiar dacă tu nu ești în stare să-i procesezi feedback-ul și să-i dai informații conform feedback-ului. Asta este primul pas. Pentru că după aceea vine un experiment pe care vi-l propun cu mare drag și vă recomand să-l faceți. O să râdeți de el și o să vă placă la nebunie, sincer. Experimentați următorul lucru. Prefăceți-vă că sunteți un bot. Asta dacă sunteți singur, content creator și aveți o oportunitate. Auziți, de fapt, orice brand. Prefăceți-vă că aveți o campanie de o oră în care încercați noul bot. La ce vă va ajuta asta? Lumea o să creadă chiar că e un bot și o să fie mai drăguță. Primul rând, pentru că nu e un om. Albul la ceva acolo. E un bot, da, robotul e ok, simpatic, da. Sigur, o să mă găsesc și prostit, da? Nu poate. Mă găsesc în jurături, noi? Da. Încercați să fiți un bot și încercați să-i dați răspunsurile aia. Adică unul scrie, trei caută ce vrea omul ăla să-i dăm. Astfel încât să vă puteți obișnui cu modul în care utilizatorul percepe tehnologia asta conversațională. Pentru că altfel o să fiți cu un pas în spatele ei. O să o iau oricum alții. Oricum o să vină trebuie în general. O să fiți cu un pas în spatele ei. Dacă vă obișnuiți acum, o să înțelegeți două lucruri. Și userul să fie obișnuiți cu voi, că mergeți pe zona asta conversațională. Și voi o să înțelegeți cum interacționează omul cu tehnologia. Unde sunt problemele de făcut. O să știți ce cerințele dați după aia dezvoltatorilor eventuale să vă facă treaba asta. Bun. Și ultimul trend și-am terminat. Ai seen video zilele la trend. Asta este o vorbă superbă. Mi-a plăcut extrem de mult. Ați văzut cum e acum pe Facebook, da? Și asta cu, deci, nu știu, modul de consum de video acum este pe Facebook, mi se pare cel mai bun. YouTube s-a dus deja pe apa sănătate. Și acest video is a mega trend, n-am spus-o eu, mi-aș fi plăcut să o spune, dar oricum nu avea nicio valoare dacă spuneam eu. A zis-o Zuckerberg. Și ăsta este momentul, este era începerii așa numitului FaceTube. În care noi folosim de Facebook-ul ca pe YouTube, dar bine, într-un mod poate mai ușor, mai personal. Pe ce mult mai mult să uităm la un live video, chiar și cu cineva pe care nu ne place în mod normal. Dar ne uităm la el, pentru că este super personal, este super intim. Pe treaba asta, Facebook a marșat foarte mult în ultima vreme. Deși pe video, acum și cu live video, care are un engagement și mai mare, și este pentru prima oară, ce mai zic că este un mega trend. Este atât de mare bulă, din păcate n-am dat de să arăt. Dar este atât de mare bulă, încât pentru prima oară în istorie, deci acum, se întâmplă următorul lucru. O tehnologie venită de pe mobile începe să ducă pe alte medii. Și ce a anunțat Zuckerberg cu câteva săptămâni? O chestie care poate, ok.
este cea mai wow din punctul ăsta de vedere. Videourile de pe Facebook o să le poți vedea pe televizor. What? Ce s-a întâmplat? Și cum de multe ori ăștia ne iau puțin înainte cu percepția noastră și de fiecare dată au avut dreptate de norociții. Deci este clar că preferăm, nu mai ne uităm la televizor din cauza că este curated content de altul în care nu avem încredere. Dar la content pe care mi-apare mie pe stream, de ăla am încredere și vreau să-l văd și pe TV. Iar aici vine următoarea super, ultra, mare oportunitate pentru advertiser, content manager și așa mai departe, pentru că pe TV banii care se plătesc sunt mult mai mari. Ok. Și ce mai zic? Așa. Vorba de final este asta. Suntem în momentul ăla în care toate trendurile astea încep să convergă spre conținut foarte personal, foarte intim. Totul se învârte în jurul mobile-ului acum. Și așa cum este și titlul acestui eveniment de astăzi cu Mobile First, sfatul meu pentru voi este așa, primul și number one este gândiți orice strategie în primul rând mobile și după aceea restul will follow. Așa cum s-a întâmplat și cu Facebook megatrendul ăsta. Mobile and the rest will follow. Și asta sunt tot, am pus acolo și vă mulțumesc! Întrebări? Știu că aveți. Hai mai zici tu, ca să zici tu cât de vin acasă. Bine vorba, sigur. Am primit feedback din partea celorlalți participanți de la edițiile trecute, așa că... Da, că am întrebat eu le-am. E și pozitivită. Vă rog. Spune de FaceTube, Facebook Videos și YouTube. Crezi că pe viitor partea asta de video se va muta mai mult pe Facebook și ziceai tu YouTube? Aba, să vedeai? E cam așa. Întreb deoarece, uite, tu ziceai de politica de întrebarea și nu știu dacă știi asta cu casa de discursuri cu Iohannis, cu jazz, chestii de genul ăsta. Uite, la un moment dat am văzut chestia asta în feed, mi s-a părut foarte fain, mai târziu am vrut să o caut. Am intrat pe YouTube, nu e. Se pare că nu am făcut de YouTube, n-am urcat video pe YouTube. Bă, da, YouTube. N-am găsit-o când... nu, asta cu casa de discursuri cu Iohannis, n-am găsit-o ce mai sunt două chestii interesante. De ce e cu Facebook aici? YouTube-ul face... discovery pe YouTube e mult mai bun decât pe Facebook, din prima. Numai că intimitatea conținutului este mult mai bun pe Facebook. Adică te uita mai degrabă, pentru că mental ne crede că Facebook-ul este mai intim, avem impresia că... contentul de pe Facebook e mai bun, era poate același lucru, dar în primul rând, gândiți-vă, este cu negru în spate ecranul atunci când mă uitați la un video. Păi Facebook este alb, negru înseamnă intim, alb nu. Și așa mai departe. Sunt tot felul de mici gimmick-uri pe care ăștia le-au gândit atunci când au implementat. Și acum care este, de ce zic FaceTube? Este puterea de căutare a lui YouTube cu puterea contentului sau percepția asupra contentului din Facebook. Și suntem în era asta în care contentul video o să fie number one. Asta sunt acum, cel mai mare publisher din lume, va deveni publisher 2.0 din lume, va deveni ori AJ Plus ăla, ori This Now, ori Brightside. Unul dintre ăștia trei. Pentru că îi zic două tâmpeni, îi scriu pe bune, deci dacă aș scrie, îmi capi tot contentul ăla dintr-un video de un minut, îmi capi într-un SMS. Da? Și îi scriu două fraze acolo, dar toată lumea se uită toată nebună. Pentru că este un content foarte ușor de digerat. Faptul că se face și autoplay, asta e managerul. Da, ziceam pentru că pe Facebook încercam să găsesc înapoi video pentru că nu l-am găsit pe YouTube și nu știam cum să-mi amintesc persoana care l-a postat să mă uit în stream. Așa. Știi? Și de asta cred că YouTube va fi the tool of choice când vine vorba de vreau să caut ceva. Da, poate am mai văzut în trecut și știu că acolo am un search, e un fel de... E Google, îmi dă rezultat. Doar obișnuință, se șterge repede. Când ai fost ultima oară pe ocazie.ro? Vezi? Deci când a apărut OLX-ul, de ce să mă duc OLX că l-am pe ocazie? Și cu toate astea, uite cum ți-a pierdut de obișnuința. Chiar dacă ocazie are în continuare cel mai bun motor de căutare. Apropo de motor de căutare. Deci crezi că Facebook o să se... Este foarte posibil. Adică YouTube se bate rău de tot pe ei. Tot Google-ul se bate cu ei. Da, dar trebuie să faci funcționalitatea. Da. Chiar dacă vreau să pusiți ceva, nu pot. Este greu. Este posibil să fie acest conținut. Adică e posibil să nu vrei neapărat, să nu fie nevoie. Adică este conținutul care îl uiți. Adică e lolcat. Te uiți, s-a făcut bine atunci anexul. Deci, la fel, cred că și partea asta de calitate, din ce am observat, pe Facebook întotdeauna te aștept să fie ceva blurry, pixelat. Corect. Nu știu să mă pronunț atât de bine în zona efectiv de content cum ar trebui să fie. Doar principiile și trendurile. Mai întâi, pentru că este YouTube-ul este al
cineva publică pe Facebook o postare de pe YouTube, om aș face de bani și este război între YouTube și Facebook. Nu neapărat pentru că au făcut și video, ci pentru că Facebook-ul mănâncă, practic, banii oamenilor care au generat o conținut de calitate. Da, deci aici, de aici, de, din punctul ăsta de vedere, Facebook-ul nu o să ajungă YouTube-ul niciodată. Vorbim despre un an? Da, sigur. Vorbim despre un an, pentru că deja... Advertising deja au pus motoarele de identificare a dublurilor, chiar dacă le faci, adică e ceva, tehnologie. Nu știu, sigur, într-un an de zile nu o să fie la nivelul lor, dar fac pași foarte alerți acolo și consumatorii iubesc conținutul de pe Facebook. Asta e toată chestia. De obicei, cu YouTube, acum te uiți la chestii mai serioase. Dar nu știu. Și nu neapărat. O chestie legată de, de partea asta de aplicații, nu știu dacă ați auzit din chat. Da. Da. Cam în direcția asta se îndreaptă partea, ceea ce încearcă și Zuckerberg disperat acum este să spun boții, este să facă ceea ce au făcut chinezii prin WeChat. Cam în direcția aia, din punctul meu de vedere, se va îndrepta pe partea asta, vorba de câștigă și pe asta vorbim mai lup. Clipurile au cam dat un valor în momentul în care au făcut acea declarație, sunt oameni, dar de-a clipuri, dar de fapt, asta sunt niciun. Păi da, deci asta, eu știu dacă știu ce înseamnă WeChat-ul. E, întotdeauna, mindset-ul chinezesc sau este asiatic, dar era pe conglomerate. Samsung e un conglomerat care face și mobile, face și tractoare, face și aspirator, face de toate, da? Huawei, de exemplu, este și Hitachi, pardon, este pe lângă hardware și așa, este și cel mai producător de centrale nucleare din lume. Ideea e că cultura vestică era opusă culturii estice în ideea de conglomerat. Era one feature app, one objective company. Și acum, însă, când și trendurile astea cu Honor și așa mai departe, ajungem ușor să mergem spre zona asiatică, în care ne-am dat seama că e 5 de procesul mai agitației și nu au chef de prea multe aplicații, și să avem o grămadă de conținut într-o singură aplicație, chiar dacă nu este propriu, chiar dacă este prin add-on-uri. Asta este trendul și, într-adevăr, așa este. Toată lumea se uită la WeChat, acum s-au prins și vestice că bă, o să începem să fim conglomerați. Ce facem? Mai am loc o întrebare din sală, ca să aibă și altcineva loc de mine? Nu? Bine, vă mulțumesc, vă iubesc. Când mai vin, ok? Când mai vin. Da. Menționam mai devreme parcursul Facebook de la aplicație care, sau website care te face să vrei să intri din ce în ce mai des pe el și apoi au introdus reclamele. De asemenea, ai spus că Facebook a anunțat că o să intre pe TV dacă nu mă înșel printr-un Apple TV app. Da, exact. Sau ceva de genul. Da. Având în vedere că lucrurile accelerează într-un ritm din ce în ce mai mare, cam în cât timp crezi că televizorul va deveni un instrument de conversie? Sau dacă? Nu știu, nu e deja? Asta a fost cel mai primul, cel mai important. Conversie prin această metodă, de exemplu... A, am înțeles. Aici chiar... Înainte de un video, se servește un net, poți să dai click printr-un Smart TV, evident, o grămadă de tehnologie în zona asta de video, care toate s-au axat foarte mult pe desktop, știi, pe video pe care îl vezi de pe YouTube. Și multe ori au fost achiziționate de unii care acum mai știu ce să facă cu ele, că fed-ul ăsta cu video, content, reclame pe video nu a funcționat la fel de bine. Tehnologia trebuie să-ți urmărească căciula să vadă ce căciula ai. Deci foarte mult bani. Din păcate, multe au fost puse la dosar. Și părerea mea este că acum când se lansează ăsta, o să se scoată o grămadă din lucrurile la dosar și o să prindă o nouă viață. Așa s-a întâmplat și cu tehnologia pe care se folosea în 90 ca să desenăm. Iar acum, deodată, brusc, e din nou folosită pentru că se folosesc ceasurile astea, care nu au o rezoluție fantastică. Și tu, ca designer, trebuie să optimizezi pentru ele. Dar tu nu mai știi să faci un cerc fără anti-aliasing, știi? Ai nevoie de cum se făcea cercul 90, care nu avea decât pixel alb și negru. Și tot așa. Adică e foarte posibil să scoată toate alea de acolo, pentru că banii în continuare sunt pe TV. În continuare. Și se pare că o să rămână acolo, dar altfel. Da. Ai spus la început de Nokia. Revine cu exact același telefon ca acum 20. Sper că nu-i chiar același. Adică, mă rog, nu știu, poate nu o să aibă chiar același produs. Crezi că o să implodeze toată multi-app-ul ăsta și o să revenim pe telefoanele clasice? Este o șansă. Să știi că este o șansă. Eu cred că există această șansă. Nu o să fie pentru toți consumatorii, pentru că și chiar nu o să fie pentru toți. O să fie telefonul cu care tu doar vorbești cu Siri. O să fie telefonul cu care tu doar vorbești. Și de-ați. Pentru că e multă lume care doar vorbește. Eu nu mă simt interesat și nu știu lume.
Dar așa cum nu știam lumea care și-a cumpărat vreodată un ringtone, iată, m-am cunoscut acum două persoane. Sunt sigur că e lumea care folosește tehnologia în felul ăsta. Și Facebook-ul ce crezi că ar face în privința asta? Adică ar transforma cumva Facebook într-un canal strict auditiv? Adică n-ar mai solicita vizualul și kinestezicul? Chiar nu am nici cea mai mare idee, mișto întrebare, dar nici cea mai mare asta. Adică m-am imaginat la un moment dat un Facebook care ar fi strict auditiv, dar foarte greu. Că durează prea mult să știi. Cred că așa lumea n-ar mai folosi Facebook, asta e. L-ar folosi, dar cumva printr-un fel de Siri. Adică prin Siri, dar ar fi un... Tu ești designer? Nu. Mă rog, sunt designer, dar nu sunt la nivelul... Un exercițiu foarte bun de design. Cum refaci interfața lui Facebook ca să fie doar... Dar strict auditiv, adică să nu ai nevoie de vizual și kinestezic, doar auditiv. Și prin comenzi vocale, evident. Adică având vreo care ar veni și ar imploda toată chestia asta cu touchscreen și whatever, a revenit butoanele și ecranul mic. Facebook nu cred că are interesul ăsta, pentru că ideea e pus să, cum ar fi acum să întrebi, bă, ce mai e nou printre prietenii mei? Și gata, zici și două, trei chestii ca să mai rescol ca prostul. Dar Facebook nu are interesul ăsta, vrea să vezi cât mai e multe reclame. Da. Ce poți să vedea ce să se bată cap în cap. Mai era o întrebare acolo? Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. La pachet. Propun să luăm acum o pauză de 50 minute să ne hidratăm, să mai mâncăm câte ceva și revenim cu prezentarea finală.